După turul campionatului național de seniori la tenis de masă, care a avut loc săptămâna trecută la Giurgiu, echipa feminină a CSM Dunărea Giurgiu va evolua în play-off-ul competiției din primăvara anului viitor, alături de alte trei echipe. Fetele de la CSM Dunărea s-au clasat săptămâna trecută pe locul al treilea, în condițiile în care echipa nu o mai are în componență pe cea mai bună jucătoare, Adela Popa. Și în aceste condiții, antrenorul Anghel Corbu spune că elevele sale au șanse reale să facă meciuri cât mai bune. Pe viitor vom disputa în primăvară returul, după care automat noi suntem, vom fi în primele patru, adică în play-off. Acolo în play-off poziția a doua cu a treia, a întâia cu a patra. Primele două vor promova în divizia. În competiția desfășurată în ultimele patru zile ale săptămânii trecute a evoluat și echipa masculină din Giurgiu, care s-a clasat pe locul al cincilea în seria din care a făcut parte. La această categorie au existat două serii de câte opt echipe din toată țara.